De ce ești bucuros? Că s-a făcut în casă. Cum descrieți ceea ce s-a întâmplat la casă la voi aici, în astea două săptămâni jumătate? O minune de la Dumnezeu. Tot o ars. Ai reușit să salvezi ceva sau ți-o ars toate hainele? M-a ars toate. Cei mici scoală noaptea, plâng, por acasă. Arinti, e bucuros, dacă... Da. E frumos. Credeai că o să fac așa de repede? Descrieți ceea ce s-a întâmplat la casă la voi aici, în astea două săptămâni jumătate. O minune de la Dumnezeu, pentru că așa mult stricăciuni și în puțin timp să se facă atâtea lucruri. Eu știu că a fost mâna lui Dumnezeu. Mi-amintesc că era tot negru aici, da. Tot miros de fum și acum, uitându-mă în urmă, acum, de la pereții negri, totul e alb, totul e frumos, e mobilat. Nu știu dacă e mai frumos ca înainte, cum ați avut voi sau nu, aici o să răspundeți voi după. Miroasea a fum, acum miroase a nou, miroase a var, da, a lucruri noi, a lucruri frumoase în casă. Și uitându-vă peste ceea ce s-a făcut aici, uitându-vă peste dormitoare, peste mobilă, peste așternuturi, peste parchet, peste... nu știu, începând de la pierdele, poate până la ultimul detaliu. Cât de mult vă place ceea ce s-a făcut aici la dumneavoastră? Totul și în timp scurt, care alții poate ani de zile lucrează ca să-și facă o casă așa. Da, îmi place foarte mult. Nu, noi aveam și noi lucruri. Dar astea sunt noi, totul nou, frumos, foarte frumos. Când ai intrat în casă, ce ai zis? Era frumos. Este frumos, cum s-a făcut. Ce ți-a plăcut azi când ai intrat așa în casă și ai văzut că totul e gata, ce ți-a plăcut? Toate care s-a făcut. Te-ai rugat perioada asta la Domnul Iisus? Cum te-ai rugat, ia zi? Ca să fac casă. După atâta timp în care, nu știu, ați fost poate stresați, după zile în care ați chinuit, după zile în care poate ați plâns, în care ați suferit cu sănătatea din cauza șocului care vi s-a întâmplat, astăzi aveți motive de bucurie la adresa lui Dumnezeu. Ce părere ai de lucrarea asta care s-a făcut la oameni ăștia aici? Bună lucrarea, n-avem cum spune, dar muncă. A fost muncă, nu? Muncă nici nu mai există. Cum sunt oamenii care au lucrat aici? Ești bun. Sunt alături de mine cu 3 din cei 11 copii ai familiei de la Vaslui, care i-a ars casa. Și dacă în urmă cu aproximativ 3 săptămâni în locul acesta era chin, era jale, era stres, erau lacrimi, iată că la jumătatea lunii ianuarie, după nici 3 săptămâni, suntem tot în același loc, dar de data aceasta e o zi a bucuriei și asta pentru că astăzi, cu ajutorul Dumnezeu și al oamenilor care s-au implicat, mutăm familia. Mutăm familia la locuință, nici nu se mai cunoaște aici, în interior, că a ars casa, doar la exterior mai vedem urme
ale faptului că în acest loc a fost un incendiu. S-a pus inimă și asta pentru că cu toții ne-am dorit cu tot din adinsul ca acești copii să fie mutați cât mai repede la casă. Nu mai vreau nici ceau, nici palate, nici casă unde să stea copiii mei. Vreau doar vocea ta să mângâi inima, căci tu ești bun și locuiești în ea. Doar tu, doar tu, îmi mângâi inima, vreau doar tu să locuiești în ea. Amin. Mulțumim din suflet pentru tot ce ați făcut pentru noi, echipei dumneavoastră, tot tineretul care a fost și fetelor care au muncit, au șters, au curățit pe aici. Noi mulțumim din suflet și Domnul să-i binecuvânteze și să știe la momentul potrivit să le întărească, să le răsplătească pentru tot ce a făcut pentru noi. El mulțumim fraților din Vico, de jos, oamenii dumneavoastră care s-au implicat, atât de mult și ei, toți care au pus, au donat bani sau au trimis haine, mâncare, noi le mulțumim și Dumnezeu să facă cu ei ceea ce Dumnezeu ne-a făcut și cu noi, să le mulțească banii, să le mulțească venitul, să le mulțească tot ce au ei și Dumnezeu să le răsplătească cu viață veșnică. Mulțumim pentru tot ce ați făcut. Pentru tot ce ați făcut și cum ați lucrat pentru casă. Vrem să mulțumim tuturor acelora care au fost alături de noi în acest proiect și în mod special bisericii de la Vicul de Jos, din frații care au fost acolo prin echipele de meseriași care au venit și au dat o mână atât de importantă de ajutor, dacă s-au reușit întreaga lucrare într-un timp atât de scurt. E că Dumnezeu a vrut să binecuvinteze această familie și e că oameni ca ei au venit și au pus umărul într-un mod atât de frumos la această lucrare. Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare persoană care a participat în acest proiect. Dumnezeu, bună cuvinteze!